rămâne același mecanism care are și de cooperat și de verificat. Pentru că justiția în România e o problemă nerezolvată. Nu știu dacă o rezolvăm în 2011, dar orice pas în direcția bună facem, e bun făcut. Zic și de cooperare și de verificare, pentru că aici cele două planuri sunt cu adevărat distincte și trebuie gândite fiecare în parte. Trebuie verificarea, într-adevăr, are rost. Verificarea trebuie să măsoare măsura în care noi ne facem, trebuie să măsoare gradul în care noi ne facem treaba. Cooperarea înseamnă însă și bună credință de ambele părți. Nu vreau să revin, dar revin la modul în care mecanismul de cooperare și verificare și, în general, problema corupției au fost folosite politic de state mari ale Uniunii Europene pentru a bloca admiterea României în spațiul Schengen. Vom scăpa de mecanismul de cooperare și verificare? Cred că mai e. O să mai dureze, pentru că, în continuare, corpul judecătoresc, așa cum multă lume nu observă, nu-și face treaba, cine stă să citească la știrile mărunte, o să afle o dată la două săptămâni de nu știu ce mic demnitar local, de nu știu ce comună sau județ care a fost scos bazma curată sau pentru care s-a găsit un pretext de scoatere de sub urmărie sau de eliberare din arest sau... Toate astea se fac cu judecători, toate astea se măsoară prin mecanismul de cooperare și verificare și la nivelul înalt, la nivelul demnitarilor publici și politici. Așa că MCV-ul o să ne însoțească cât vreme o să ne facem treburile. Apropo, un lucru foarte interesant. Croația, care va fi admisă curând în Uniunea Europeană și care, în paranteză fie spus, ar fi trebuit probabil să intre în, să fie admisă în UE mult înainte altor state care au fost admise în UE, va intra fără mecanism de cooperare și verificare, deși situația internă, așa cum o știu toți, și croații, și nemții, și francezii, situația internă, nivelul de corupție politică din Croația e la fel, e același cu nivelul de corupție internă din România.